asta, merge la Efaistus și orpul acela zeus care le face armele totodată, rugându-i să-i facă o sulniță ca lumea. Efaistus, care stătea în starea bună cu feticele, care era nevasta lui, mai țineți minte? Zeița frumusețe, e Afrodeta, nu? Schiorp, schiorp, dar cu Afrodeta nevasta. Cum o vede pe Atena? Frumoasă în fața lui, toate acestea zeițele erau frumoase, mai ales Atena nefiind nevasta lui, cu atât mai frumoasă. Uită de sulnița, uită de toate, o atacă. Ea fiind virgina, nu-l poate lasa, îl respinge. Și atunci dragostea lui cade pe piciorul Atenei și de acolo se naște un sarpisor mic, copilului ei, micuțul Erichthonios. Atena le ia în brațe și o dea lui Aglavros, ea fiind fiica regelui Codros, primul rege al Atenei, și întotdeauna urma pe Atena. Exact aici de pomul acesta mediteranean fin a fost templul lui Aglavros în antichitate. Deci după ani de zile ce îl hrănește pe Erichthonios, în final se îndrăgostește de el și împreună nasc un băiațel, Erechteus, care Erechteus provine cel mai iubit zeu al atenienilor, după zeița Atena, bineînțeles, și datorită căruia se construiește Erechtionul. Dar de ce oare Atena a născut un sarpe? Nu putea să iasă, nască altceva? Vorbim despre zecea înțelepciunii. Sarpele este animalul care merge lipit pe pământ, fără picioarele, fără nimic, cu tot corpul pe ea. Dorește Atena, din înțelepciunea ei, să ne arată nouă oamenilor care unde vom ajunge, cu forța spirituală, cu forța materială sau cu forța naturală, ca prevenim din pământ și să fim cu picioarele pe ea. Cu alte cuvinte, să nu devenim încrezuți. Tocmai de acela semn este și al medicinii, oamenilor care pe mâinile lor au viața noastră, să nu se creadă la un moment dat zeu. Iar maslinul ce o vedeți în spatele meu nu e din epoca respectivă, din epoca lui Pericle, având în vedere că maslinul acela antic al lui Pericle a luat foc în războiul cu turcii, s-a pus una nouă, cu totul că n-aș fi fost niciun milacoc dacă a existat aceea antică, ca un maslin traieste peste 3000 de ani și se rodește în același timp. Ce caută încoace maslinul acesta? Ca să ne arată lupta ce s-a întâmplat într-adevăratele a doua zi. A doua zi amândoi au venit încoace, Poseidon cu tridentul lui dă apa cadoul atenienilor, iar ea cu sulnița ei maslinul. Apa lui era bună, înseamnă viatate, dar maslinul era puțin mai bună. În primul rând înseamnă pace, degeaba viatate fără pace, n-ar exista conținutul vieții, nu? Iar în al doilea rând înseamnă comerț. Și atenienii fiind comercianți, mai degrabă o aleg pe ea. Iar sculptorul pentru evenimentul întâmplat îi pune pe arhitect să construiască cele trei temple. Prima fază cu stil ionic, uitați-vă sus de tot, înserate unul lângă altul, ouăle și lohmele, intervalul între ele. La stilul doric nu avem așa ceva, decât la cele trei linii care se cheamă triglifele, în jos vedem niște picaturi care se cheamă lacrimioare. Deci în loc ouălelor stilului ionic, lacrimioarele stilului doric. Cap coarnele de berbec și Anfemion, această floricică frumoasă, dincolo e un cap simplu, se mai termină la un cap frumos, se aseze coloana ionică, dincolo se asează brusc, fără niciun cap, fără nimic. Nu sunt unicele diferențe, dar sunt cele mai vizibile, de acela vi le arat. Deci a doua, cea din mijloc, tot cu stil ionic al Atenei, iar cel cu sase cariatidele al lui Erechteus. Copii fiind cele sase, originalele, 5 dintre ele, se află la Muzeul de Acropole, al sasele împreună cu restul florate marmurilor din Anglia, da? În Londra. Vom vorbi despre tema asta puțin mai încolo. Reprezintă acesta sase fete, sase femei din localitatea Caries, de unde se nășteau cele mai frumoase grecoaițele în antichitate, fiind în loc de coloane, statura lor este aceeași, nu e una mai înaltă, una mai joasă, însă, totuși, ca să reprezintă fiecare familia ei, tresaturile și pieptenul fiecăruia sunt diferite, da? După aceea vă dau liber și mergeți așa, veniți tot pe aici ca să fotografiați totul, da?